Bună seara, dragi prieteni, bună seara. Vă spunem de aici, de la București FM 98,3, de la linia de noapte, așa se cheamă emisiunea. Gazdă Răzvan Ursuleanu, invitată Dragoș Rusu. Dragoș, bine ai venit. Salut, salut. Invitat. Invitat. Tu ești și invitat și inițiator și selecționer. Da. Eu pe Facebook, de fapt, am genul feminin trecut. Cum de când mi-am deschis, când mi-am făcut contul pe Facebook, mă gândeam să mă pun femeie și să dau acolo interested in men, woman. Ah, ca să se înghesuie. Neutru. Da. Este un eveniment în premieră, prima ediție, se numește, uite, un joc de cuvinte interesant, să vorbim puțin și despre asta, cine l-a găsit, cine cu găsenița, Alternational Days. Alternational Days, da, e un festival, e practic mai mult decât, de fapt da, e un eveniment, dar e un festival, nu e o simplă petrecere, se desfășoară pe durata 3 zile, de vineri până duminică, 3 iulie. 1, 2 și 3 iulie. E un festival de e în două locuri, ziua la Grădina Uranus și seara. Ziua la Club Grădina Control. Uranus, de lângă Piața de Flori, în Rahova, iar pe timpul nopții, vineri și sâmbătă, 1 și 2 iulie, la Club Control. Deci nu dormi 3 zile. Poți să duci 3 zile? Duci, pentru că pe timpul zilei, sâmbătă și duminică, deschidem la ora 2, iar activitățile încep de la ora 4. Deci cred că ai timp. Chiar și dacă stai noaptea până la 4-5, pui cornul în pernă puțin. Plus că la ce călduri se anunță și deja sunt, nu știu cât de mult poți dormi dimineața. Corect. Chiar pentru că va fi și afară timp de 3 zile, te-ai interesat de... Prognoza arată, da, îți dai seama că ne uităm în fiecare zi cu F5 refresh. Și? O să arate destul de cald vineri și sâmbătă, adică văd că e destul de mult soare, cam 30 de grade, duminică o să fie puțin înnorat și e posibil să picure. Noi avem acolo unde o să montăm scena, în grădină. Păi e oricum bine. Foarte multă vegetație și o să avem niște umbraji, adică pe timpul zilei nu o să-ți bată soarele în cap, se poate sta la umbră, vii cu un covoraș sau poți să dansezi, va fi și o zonă de dans pentru concerte și foarte în rest tare. O să stai tolănit. Ce diferență iarbă între cele două locuri? Ca program, ca tot, între grădină și club. Da, în primul rând, concertele din cadrul festivalului, poate că ar trebui să începem cu asta mai întâi și apoi să le diferențiem pe locații. Vor avea loc 10 concerte pe durata 3 zile. Avem o trupă din Congo, se numește Konono Number 1. Toate trupele străine sunt în premieră absolută în România. Va mai fi o trupă sincer, din Burkina Faso, din Africa de Nord. Burkina Baba Faso Comandant. E fosta Volta Superioară? Da. Nu numai că trupa e premieră, dar am sentimentul că n-a mai venit niciodată în România o trupă mai din fost. Volta și Superioară. Și cred că nici din Congo. Și nici din Congo. Apoi mai avem o trupă, un trio al unui egiptean din Cairo, se numește Maurice Loca. El cântă deja de vreo 3-4 ani, iar în ultimul an și-a făcut un trio cu un baterist italian și cu încă un muzician libanez. Apoi va mai fi o premieră absolută, ceva ce nu s-a mai realizat nicăieri, niciodată în formula asta. Este vorba despre muzicianul turc Okay Temiz, este un percuționist legendar care a cântat în anii 70 cu Don Cherry. Tinerel. El, da, tinerel, că 80 plus, să zicem, adică e o ocazie unică să-l vezi, n-a mai fost la noi. Și el va cânta în duet cu pianistul român Harita Vitian. Ei au mai cântat într-o formulă mai extinsă, Black Sea Orchestra se numește, prin 97 sau așa, a fost domnul Harita Vitian, a fost invitat în Istanbul, dar era o formulă, cred că erau 18 muzicieni, nu știu exact. Dar așa, duet, Harry la pian și voce și Okay Temiz la percuție. Și o premieră. Da, o premieră absolută. Dar voi ați fixat foarte sus... Se întâmplă, dar rar, trebuie să recunosc lucrul ăsta, ca la prima ediție a unui festival, eveniment, să se fixeze ștacheta direct la, 6,50 metri. Da, de să nu... De, bine, la sărituri n-a reușit nimeni, la sărituri cu prăjina.
Dar, adică nu v-ați apucat așa cu pași mărunți să vedem cum merge prima ediție și dacă merge bine, atunci a doua mai vine o trupă și din Turcia. Noi am făcut niște pași mărunți. Ați pus direct sus, adică elita de la bun început. Da, da, da. Noi am început cu pași mărunți, dar destul de micuți așa și mai nișați. Pe 1 mai 2015 am început în control, practic am inițiat Control și The Attic Magazine, am inițiat o nouă serie de concerte, International. De acolo am extins cumva și formula spre acest festival. Mm-hmm. Am avut 6 concerte până acum, o trupă din Mali, niște tuaregi, apoi au fost 2 japonezi. La propriu? Da, 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 chiar pe 1 mai. Și am avut și barbecue african, a fost o seară super, super specială. Chiar unul mai extrem de reușit, așa că în general lumea e stresată. Wow, 1 mai, toată lumea pleacă la mare, toată lumea era acolo. Cum i-ați găsit? Pentru că auzisești tu, de exemplu, nu știu, de trupa din Burkina Faso sau Congo? Da. Noi, site-ul ăsta, The Attic Magazine, pe care l-avem, pe care l-am deschis aproximativ acum 2 ani, de fapt un an și jumătate, noi cu asta ne ocupăm. Facem research, scriem recenzii, intervievăm artiști din toată lumea, mergem pe la festivaluri de afară, în Viena, în Berlin. Suntem așa o gașcă de, nu știu, câțiva oameni acolo, 20, 30, spre 50 de oameni care își încearcă să-și extindă tentaculele în cât mai multe direcții și să fim așa cât mai deschiși, muzical și să fie un filtru exclusiv calitativ, să nu ne mai gândim, ok, dacă e jazz, nu știu, adică să nu mai împărțim pe genuri sau pe regiuni geografice, ci efectiv dacă muzica îți stârnește ceva, ascult-o, indiferent dacă e muzică electronică, jazz, orientală, punk sau rock. Uite, citesc pe site-ul nostru, International Days își propune să definească mai concret termenul generic de world music sau world music du monde. Da, da, da. Despre world music s-a tot vorbit în ultimii 10-15 ani. Până acum definițiile au fost, nu știu așa, străvezii? Da, sunt definiții. Nu e neapărat vorba de definiții, cât percepția pe care au căpătat-o oamenii. Ce asupra termenului. Ce percepție au căpătat oamenii? Din punctul meu de vedere, adică chiar și unii mi-au zis, dar de ce vă definiți ca un festival de world music? Pentru că, în esență, e un festival de world music, deși în ultimii 10 ani, să zic, termenul ăsta a fost atât de abuzat de tot felul de festivaluri din astea uriașe, care, nu știu, aduc trupe de world music din întreaga lume. Da, 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 încât a devenit așa. Te ferești de world music, te gândești că, nu știu, sunt niște ciudați din aia care sigur sunt exotici și cântă așa o muzică de restaurant, da, și sunt undeva acolo, sau, da. Și sunt așa în background, dar nici nu trebuie să iei mai vin serios decât sunt, ceea ce e fals. Și s-ar putea să fie și periculoși un pic, știi? Și tot felul de case de discuri din astea mari care lansau tot felul de muzici sau relansau, trebuia să o pună într-o categorie sau magazine de viniluri din întreaga lume. Deci vrei, nu vrei, categoria asta world music există și ideea e să încerci să aduci poate ceva calitativ, dacă nu reflectă calitatea prea mult. Mai e o percepție legată cealaltă, la polul opus, legată de world music. Există percepția acum că e un fel de, nu știu, lighean mare în care practic intră orice atâta vreme cât a fost piesa respectivă compusă pe planeta Pământ, nu contează. Da, practic, în ce țară. Dacă extinzi definiția, e muzică din toată lumea. Din toată lumea. Da. Ți-ai minte că pe vremuri parcă era o emisiune din muzica popoarelor, se chema. Da, exact. Da, e adevărat, dar nu erau piese moderne, erau tradiționale. Da, în general sunt culegeri frumoase, pentru că așa aflai într-adevăr de unele lucruri pe care nu le-am ascultat niciodată până. Și de la noi avem reprezentanți world music, adică, nu știu, dacă știi, doamna Speranța Rădulescu, muzicologul care i-a descoperit și pe Taraf de Haidux, cumva chiar și munca dumneaei și cercetările pe care le-au făcut și ulterior albumele lansate sunt clasate la world music, sunt băgate în și Fanfara Ciocărlia sau... Auzi, ai spus mai devreme că am reținut oamenii, așa la modul general, chiar nu că fug. Sunt mai precauți când vine vorba despre, nu știu, o trupă exotică, așa cum spuneai, care vine și cântă din pieptene, din mango, da, din kiwi, da, da, da. Deși poate că e foarte frumoasă. Lumea face câțiva pași înapoi? Nu, by default, așa? Da, cred că la noi
publicul, deși, nu știu, suntem în 2016 și există niște grupuri care sunt extrem de avide, curioase și interesate de tot ce e nou, restul sunt într-o zonă de confort pe care trebuie să, din care trebuie să-i scoți cumva și să încerci să-i convingi. Dar băi, e cineva mai care vrea să iasă puțin din zona de confort? Da, și aici se pune problema, adică cât de departe ești tu dispus să ieși și din zona de confort. Bine, nu trebuie să te duci într-o zonă extrem de disconfort, da, nu sau într-o în zonă extremă, cealaltă. Doar să încerci să te gândești puțin că ce știi tu despre lume și ce știi tu despre muzică la modul general, poate că nu e totul. Știi cum sunam, cum îmi spunea asta? Diriginta, că na, numai proștii au certitudini. Da, știi. Adică e ok așa să, să lași asta lucruri. Știi cum sună asta ce spui cu vină... zona de confort? Sună ca un fel de sedentarism muzical așa. Stai într-o zonă în care da, te da, simți da, bine, și... nu faci mișcare muzicală. Exact. E ceva acolo care nu, nu te deranjează, e ok. Și, da, și te îmbolnăvești de necunoaștere, pentru că rămâi cu câteva elemente, ți le ales, te simți bine cu ele și atât. Da, 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 o să plutești și na, o să te scalzi într-o ignoranță constantă. Da, dar vezi că știi cum e, plutitul e la suprafața apei, se poate și mai rău. Da, păi da. Te mai afunzi așa. Da, mai, mai ești, mai... Niște scufundări. Da, poate despre Outer National ce-ar mai fi de zis, că mă întrebase cum am ajuns cumva la jocul ăsta de cuvinte și cred că ne-am pierdut da, da, pe prin program Days. Și n-am mai apucat. Dar nu ne grăbim, încerc. Da, 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 o luăm așa, nu știu, am venit pe bicicletă da, și trebuie să-mi setez... Ești turat așa și... Da, să-mi setez tempo-ul după al tău. Da, Dragoș, vreau să spună toate așa în primul sfert de oră. Putem să facem așa? Da, dacă facem așa putem și la și jumătate încheiat absolut orice. Numai și dăm să și 10 invitații. Da, numai că o să te rog să scoți șahul, table, stăm și noi până la că trebuie să stăm păi până am, la 23. Nu știu, niște conga, putem să batem, facem un mic atelier de percuție. Și să ieșim din zona de confort a șahului. Da, da, da. Bine. Poate băgăm un telefon în direct. Vedem. Vedem ce se întâmplă, e imprevizibil oricum. Outer National Days? Da, conceptul de Outer National, el a fost... să zicem, definit, că e, nu e neapărat definit, dar a fost așa format în ultimii 5 ani, a fost cumva scos la suprafață și se raportează cumva la polul opus internaționalului, deci muzica Outer National în general este un soi de ecou mai îndepărtat al internaționalului, respectiv nu a avut, este o muzică clasată poate un pic mai la periferie, care nu a avut aceleași posibilități de distribuție, promovare și în general a circulat și pe alte metode, adică casete, da, înregistrări pe YouTube. Da, mă gândeam dacă e chiar dacă e și corect, asta înglobe... stai să închei propoziția, dacă e corect cu Outer National opus față de International, dar ce spui tu așa este, pentru că dacă ar fi să traduci nu motamo, e un fel de muzică de departe. Eu, e da, adevărat e muzică că orice, din, orice de muzică de departe este internațională pentru că e dincolo de granițe, dar am înțeles sensul în care și spui. Conceptul ăsta de Outer National nici măcar nu se referă doar la muzică, adică poate să includă multe domenii, se răsfiră pe multe domenii și cultural la modul general, adică e vorba de cultură. Spre exemplu, nu știu, poate avea legătură și cu ritualuri de transă din Indonezia, cu tot felul de muzici din Cambodgia sau din China, muzica tradițională a tuaregilor din Africa de Nord, din Mali, care oricum sunt acolo cu conflicte, cu războaie și apoi, nu știu, chiar și zona Bulgaria, un soi de... să zicem, muzică de petrecere spre manele bulgărești, muzica sârbă, Liban, Egipt. Este o zonă care poate îngloba atât elemente din muzica tradițională, dar care are și o condiție cumva, are un statut un pic aparte. În general, e destul de greu să convingi niște case de discuri foarte mari care să te lanseze și să te ajute și oricum, acum cum avem internetul, e distribuția e liberă, adică e dacă liberă. Vrei îți scoți 200 de casete și dacă, le dai și dacă cumva dacă auzi lumea și de tine, știi. O să poți să ajungi. Da, aici nu știu dacă e așa, Dragoș, e adevărat, la teoretic, într-adevăr, pe internet poți să găsești orice. Uite, pot să-ți dau un exemplu concret care poate ar aduce un pic de lumină. Există un muzician care... un pic de lumină, adică în întunecime, așa zic că da, e pentru că Outer National e o zonă care practic
ea nu are o istorie, e în afara istoriei. Știam orgăminte și pentru ascultători, să nu pleci de la presupunerea că nimeni nu poate ajunge atât de departe cu gândirea. Nu. Ce vreau să spun este că lumea nu caută pentru că nu știe că sunt și astfel de direcții. Da, nu cred neapărat, că nici nu este stimulată curiozitatea. Da. Nu neapărat că nu și-ar aici dori. Aici poate e și problema dacă operatorilor culturali. Dacă vrei să asculți muzică, ești acasă, în zona de confort și deschizi calculatorul, mi-e greu să cred că cineva se va duce către muzica tua, regilor. Se poate întâmpla că ascultându-o se placă enorm, dar nu se va duce niciodată acolo pentru că nu-i va trece prin cap să nici caute știe, așa da. Ceva. Da. Și tocmai de aceea e bine că există astfel de momente și casele de discuri, nu știu, poate sub formă de colecție, așa în mai puține exemplare, dar cum era pe vremuri, mai apăreau colecții muzicale, da. Atipice, dar foarte importante și ele, cu un rol extrem de important. Da, în fine. Da. Ce ziceam? De Outer National Day și că de aici plecasem, că într-adevăr e la polul opus. Da, așa. Să te întreb ceva, plecând de la tine, tu invitatul, dincolo de inițiator, de selecționer, de organizator și de așa. Invitat, Dragoș, cum ai descoperit lumea asta? Foarte bine că ai făcut, dar acum a fost un moment, cineva ți-a arătat drumul cel bun? Nu e neapărat un drum cel bun și oricum nu e singurul drum. Eu încerc să, adică fac eforturi uriașe de a ieși din zona de confort și de a încerca să ascult orice. Cred că la termenul ăsta, la conceptul ăsta de Outer National, eu ascultam deja, există niște case de discuri, spre exemplu Sublime Frequencies din Statele Unite, Finders Keepers Records din Marea Britanie. Care scot așa ceva? Care, da, ei foarte tare. Sunt Faroa Sounds, cred că tot din Europa, Germania, dacă nu mă înșel, și mai sunt, să zicem că sunt undeva 5 până la 10 label-uri care asta fac, relansează muzică din 70, folk, psihedelic turcesc sau muzică libaneză sau tot felul de muzică tradițională și pe de altă parte lansează și chestii contemporane, adică ce se înregistrează acum, adică sunt odată concentrați și pe relansări din trecut și sunt și dau și... Păi nici n-ar putea altfel. Da. Eu consider că este până la urmă un hobby. Și un suport documentarist, da. Adică oamenii care lucrează la casele astea de discuri, efectiv ei merg și stau câte o săptămână, două, o lună și caută muzicieni. Nu cred că vei găsi pe lumea asta o casă de discuri care să facă doar asta, pentru că n-ar supraviețui. Faptul că fac și asta e foarte important pentru că poți să ajungi așa. De aceea mie îmi plac foarte mult editurile care printre titlurile noi, printre Sandre Brown și ce mai sunt, își mai rezervă câteodată timp să scoată, nu știu, premiile Nobel pentru literatură din anii 50, din anii 40, pe care nu le găsești. Da. Și e bine că fac lucrul acesta, chiar dacă tirajele sunt, bineînțeles, mult mai mici, dar măcar există. Știi că poți să alegi și asta. Da. Așa, cred că așa se întâmplă și cu muzica. Cred. Apropo de muzică, muzică e ascultăm? Cel puțin o cale. Da, este. Să ascultăm niște muzică. Ascultăm muzică după la București FM pe 98.3, după aceea o să, asta ca teasing, așa pentru ascultători, o să te întreb și care e zona ta de confort, că ai zis, eu sunt atent să știi la ce vorbește omul, zona ta de confort, deci atunci când nu ieși să te duci să cauți frumusețile astea, care ce e zona asculti? De confort? Da, okay. Ce asculti? E bine că luăm bază să mă gândesc la asta. Da, și pentru că sunt convins că după ce se încheie tumultuosul eveniment, sunt 3 zile în care va fi foarte multă muncă, distracție și bucurie. O sesiune intensă de multiculturalism. Da. După e ceva care, ce n-am mai văzut Bucureștiul. Cred. Sunt convins că o să stai puțin în zona ta de confort. Acolo sunt foarte curios, pentru că tu ești invitatul emisiunii. Ce asculti acolo? Dar vorbim după muzică. București FM 98.3. Dragi prieteni, oameni buni, încă o dată bine ați venit sau bine ați revenit dacă sunteți pe frecvență de la începutul emisiunii Linia de Noapte. Gazdă Răzvan Ursuleanu, invitat Dragoș Rusu, încă o dată bine ai venit în emisiune. Salutare din nou. Reamintim, bine ai venit. Outer National Days, 1-3 iulie, pe timp de zi la Grădina Uranus, pe timp de seară și noapte la Club Control. Două locuri foarte frumoase. Practic sunt două festivaluri într-unul singur. Pentru că locurile sunt diferite, fiecare are personalitatea lui clară. Da. Și bănuiesc că voi ați organizat... Se și completează se destul completează, de bine. Exact. Și muzical, și... nu știu, așa, ca ofertă de ce... de eveniment, să zic.
Care e zona ta? N-am uitat întrebarea. Care e zona? Am crezut că scap. Nu, nu, nu. Încercam să mă gândesc acum. Care zona, e zona ta de confort? Zona mea de confort. Nu știu, tot în ultimii Cum ani... Cum se cheamă site-ul? Paranteză. Dietic.net. Th e da, da, știu, minus. Știu, știu. Chiar dacă e am fața un așa. Despărțitor între Dietic. Aha. Un despărțitor. Cu minus, nu cu da, underscore. Da, da. .net. Am gândit site-ul ăsta ca o platformă, ca un loc așa în care să se adune mai multă lume care știe foarte și multă muzică. Să intrați pe site să vedeți. Foarte bine făcut. Și e și o secțiune specială a festivalului, în partea dreaptă în meniu acolo, International, cu știri, cu programul, cu informații despre bilete și link-uri către site-urile de unde se pot cumpăra bilete. Avem bilete și pe zi și pe toată durata festivalului. Da, aș mai vrea să adaug și chestia asta, mi se Cononul pare destul number de importantă. Mă uitam, este da. Și o fotografie făcută, bănesc, chiar în Congo, în Kinshasa. Da, 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 da. Trupa e destul de veche. Dacă Burkina Faso e fosta volta superioară, Congo e fostul Zair. Eu așa țin minte, Kinshasa era capitala Zairului. Deci e posibil. Da, dar oricum, da, da. Cred că încă pe acolo sunt tot felul de tensiuni politice. Da. Chiar și acum, în 2016. Da, mă uitam, fotografia, bine, sunt fotografii mult mai multe, dar asta în mod special așa e, se simte că e din Africa. Pentru că dincolo de tensiunile astea există și calmul acela specific african, căldura aia, bucuria de a dansa, da, pe care da, o au ei. Și de a cânta, de a bate da, percuție. Și tensiunile politice nu vin de la oamenii ăștia. Ei sunt pe care de consecință. Deci bravo ei pentru ce faceți. Ei să aibă multe instrumente, se numesc lichembe, sunt niște instrumente tradiționale africane, cred că mai mult în zona nordică și prin Mali, Maroc, se mai găsesc și se mai sunt folosite de muzicieni. Chiar uite întrebare și nu uit, revin la zona ta de confort. Nu, toate nu, trupele acestea care vin, ele separat pot fi găsite, au pagina de Facebook, au da, site-uri, da, da, au da. Și ele sunt, vizibilitate? Sunt destul de conectați, da. Sunt, da. Nu? Adică, da, nu vorbim chiar de niște muzicieni scoși din fundul pământului. Da, din junglă. Niște muzicieni profesioniști care cântă la unii din ei, Konono, cel puțin... Boxa asta cred că costă o avere. Pentru boxa? Deci da, este da, nu da, de da. Colecție, de super colecție, pare unicat. E o boxă, să intrați și pe site-ul acesta să vedeți cum nu vezi decât... Da, nu ei știu... cântă la tot fel de festivaluri prin Europa, uh-huh. Adică au turnee. Noi acum, practic, pe muzicienii africani nu i-am adus direct din Congo, pentru că e destul de dificil și cu vizele și transportul. Sunt în turneu și na... A, și fac că prins... escală da, și... Da, 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 da. Și chiar pe mai ei, prins un Bruxelles, dar o să ne Munich. Uităm la program. Zona ta de confort. Zona mea de confort. Da, ar trebui să încep un pic cu, cu ce facem noi cu Dietic, pentru că... O să-ți răspund ulterior și la întrebarea cu zona de confort. Practic încercăm să eliminăm barierele astea de genuri muzicale, timp și spațiu. Adică zona mea de confort poate să fie și, nu știu, niște depinde de jazz spiritual de la Ellis Coltrane din 70-80. Poate să fie și un electroacustic de la prietenul meu Bog din 2009 sau de pe casete ciudate. Poate să fie și o muzică electronică experimentală contemporană produsă anul ăsta sau anul trecut. Din Europa sau poate chiar, nu știu, din Asia sau... Pentru că se produce și în Indonezia, spre exemplu, se produce muzică electronică. Deci contează cum, ce stare ai în momentul respectiv. Da, 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 da. Ai mai multe camere, o deschizi pe aia care... Dar e, da, am... Are ușa adică colorată cum îți place. Am o afinitate așa sau o chestie pentru jazzul mai spiritual, nu știu, muzica indiană, raga indiene... știu, e o chestie care nu sunt extrem de bine definite sub un ritm, adică o muzică mai liberă, care nu te nu neapărat blochează, dar să zicem te grupează, adică când auzi un ritm constant, da. Fie că e 4x4, 3x4, 5x4, 9x4, e un ritm așa, pe când e liber și nu ai percuție sau e o percuție din asta foarte liberă așa și ciudată, mai conceptuală, poți să-ți imaginezi un pic altfel muzica. Și da, e o călătorie, ei. Nu e da. Liniară. Da, da, se da. Schimbă peisajul. Se mai schimbă. Da, 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 corect. Să reamintim multe țări. Vreau să punctăm puțin și pe
în jurul prezenței românești la acest festival. Spune de Harita Vitian. Da, odată este Harita Vitian în concert cu Okai Temiz. Va fi sâmbătă în Grădina Uranus pe 2 iulie. Apoi mai avem acest proiect românesc al lui Andrei și Flore, se numește Kija, Kadija. Ei au mai avut cu Norzeatic acum câțiva ani un proiect, poate e mai cunoscut. Ei vor să prezinte un live alături de alți doi muzicieni, Mihai Balabaș la chitară și vioară și Mehdi, un muzician iranian, nu-i rețin numele, doar prenumele, care va cânta la nai și la încă două instrumente, unul de percuție. Mă uitam la program. Percuție așa foarte simplă, minimală. Ai timp să ajungi dacă vrei, e cineva care vrea să prindă toată ziua. Uite, să luăm de exemplu prima zi. Prima zi. Începe până se așează lumea la ora 17, noi dar deschidem la 17. Kija de care spuneai, Kija, da, din România. Primul concert începe la 7. La 7, Konono numărul 1, de care spuneam, din Congo, începe la ora 22, da, deci asta în Grădina Uranus, ultimii. Dar în Club Control, de la ora 23, o să fie Dietic Sound Dietic System. Dietic Sound System este colectivul nostru al editorilor Dietic și Somebody's Daughters sunt două dintre editorile. Au timp oamenii să ajungă de la Konono până la... Sigur. Au timp, nu? Sigur, sigur. Concertele se vor termina la 11... iar la control va începe la 11, 11 și un sfert. Și se duce către noapte târziu. Da, 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 da. Să iar puțin... la 1 jumătate va intra și invitatul. La seriile de club cu DJ-ală și cu unde nu sunt niște concerte stricte care trebuie să înceapă, poate programul poate să fie mai flexibil, știi, e mai permisiv așa. Adică, na, DJ-ul se mai poate prelungi să mai pună două piese sau e în funcție și de te mai mulezi pe ce se întâmplă acolo la fața locului, câți oameni sunt. Da, simți pulsul oamenilor de acolo. Da, da, da. Avem așa pentru ziua de, să spunem și despre program, să știți pe cine ascultați când mergeți, la ora 19, ce spuneam, pe 1 iulie, prima zi. Kija, la ora 20, Maurice Luca din Egipt. Maurice Luca, da, este un muzician din Cairo, da, va veni el cu încă doi muzicieni, unul libanez și un percuționist italian. Uite și Statele Unite prezente, ora mai târziu, la ora 21, Idris Akamor și The Idris Pyramids. Idris Akamor and The Pyramids. Ăștia au o poveste foarte, foarte frumoasă, adică ei, The Pyramids a fost fondată în Paris prin anii 70. Nu în Egipt? Apoi, nu. Practic, egiptenii au fost mai devreme. Da, Idris Akamor este american, dar știi cum e, în 70 Parisul cam duduia de multiculturalism, mai ales din zona Africa, era o grămadă de muzicieni care veneau și cântau și stăteau în Paris ca să... Cumva părea un mediu foarte fructuos așa și benefic. Și foarte mulți americani de jazz. Și nu numai, dar și francezii, da. Pleiada aceea de francezi. Iar de francezi. The Pyramids a dispărut iar acum, la 30 de ani după. Ei au avut câteva concerte, au scos 3 albume în 70 și după aia au dispărut, s-au despărțit. Și acum, la 30 de ani după, în 2016, adică chiar acum o lună, au scos la casa de discuri Strut Records tot ei un album, da, We Be All Africans. Și tocmai sunt, practic, sunt cam cea mai pe val trupă, adică publicația The Wire, dacă o știi, tocmai a acordat, cred că, un cover story de 7-8 pagini sau 10 pagini doar acestui comeback. E... așa, văzut de presa de specialitate cumva muzicală, dar destul de largă, de mainstream, așa, văzut așa ca un comeback foarte promițător și deja asta ne-a încurajat că suntem pe drumul cel bun și wow, uite că avem posibilitatea asta și oportunitatea asta să avem în București și la festival o trupă care chiar acum e... În 51 s-a adică născut, e un noroc, Akamor, practic, să îi prinzi pe The Pyramids acum. Dar să știi că e nume de scenă, îl cheamă, de fapt, Bruce Baker. Uite, acum am pe aflat Idris și eu. Da, 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 Bruce Baker, da, da, așa, da, numele lui de când s-a născut, din, e pe această planetă, din 9 ianuarie 1951 și sunt foarte multe informații despre el
pe internet dacă vreți să dacă intrați pe căutați. Facebook, pe pagina noastră de Facebook, The Attic Magazine, avem acolo, sau căutați pe Facebook evenimentul Outer National Days. Acolo avem, am postat deja în ultima lună de când am început promovarea festivalului, tot fel de filmulețe, inclusiv unul făcut de Idris Akamur, în care invită publicul la concertul lui și la festival. Trecem în Club Control, tot pe întâi. Spuneam The Attic Sound System, Somebody's Daughters, da, după care la ora 1 Buti Carell din Germania. Buti Carell din Germania este Buti Carell este aliasul lui Sebastian Reyer. Este un DJ și producător și lucrează la o casă de discuri și la un magazin de viniluri în Hamburg. Și el cu asta se ocupă pe lângă altele, practic face research și caută de foarte mulți ani, cred că de peste 10-15 ani, că ne știm de câțiva ani și vorbim aproape zilnic pe internet. Și caută muzică da. Din toată lumea. Ca și tine. Da, cumva, ca, da. Noi, ca unii dintre noi. Da, da, da. Și la ora 2:30, târziu noapte sau foarte de dimineață, Andy da. Votel din Marea Britanie, din Manchester, practic. Andy din Votel, Anglia. Andy Votel este cofondatorul casei de discuri Finders Keepers Records, de care îți spuneam mai devreme, care de 10-11 ani deja cu asta se ocupă, relansează, practic vânează muzică veche de prin 70-80, care, de care nu mai știe nimeni sau de care în anumite regimuri opresive a fost ba cenzurată, ba pur și simplu a dispărut. Și da. Folosindu-și tot felul de surse, contacte de prin toată lumea, lansează muzică din Iran, din Turcia, din Egipt, Pakistan, tot felul de antologii și compilații sau albume, ori compilații, ori albume, depinde de da. Ce materiale găsesc. Iar Andy Votel, na, practic e expert Outer National pentru că cu asta se ocupă și e și un DJ foarte special, așa, are cam o, toată lumea importantă, manieră, nu importantă, că nu înseamnă că alții sunt neimportanți, dar pe care tu, voi, i-ați fi dorit aici, sunt, nu? Nu, lista era mult mai, era mare, mult mai mare, dar încercăm să ediția îi aducem a doua. La edițiile viitoare, da. Sâmbătă... Adică avem niște zone pe care n-am apucat să le acoperim, spre exemplu Maroc, Gnawa Music, e o zonă absolut fascinantă. Păi bănuiesc că dacă ar veni toată lumea pe care ai dori-o tu, da. Ar fi 365 de zile. Cam așa, sunt convins. Să fac un festival de o lună cred. International. Sâmbătă pe 2 iulie la ora 16 este un documentar? Da, e o serie de Far documentare Sound scurte. Season, da. Prima parte da, și a doua da, da. Parte. Sunt doi documentariști din Statele Unite care au deschis această platformă Far Off Sounds și merg prin toată lumea, documentează tot felul de muzici ciudate sau anumite legături pe care muzicienii le au. Spre exemplu, sunt niște muzicieni care fac muzică pentru balene sau pentru șerpi. Și animalele acestea reacționează la da, muzica cumva, aceasta? Da, da, da. Nu, sau e inspirată apoi mai de sunt acolo? Și... Stai, pentru sau e inspirată de acolo? Nu, e pentru ei ca să încerce cumva să... E și un exercițiu experimental să încerce să vadă reacții și chiar... Și există reacții? Da, 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 sunt evident. Asta deja e mai mult... Nu, e muzică împletită cu știință. Cumva da, da, adică merge destul de mult în știință, dar e așa cumva văzut mai mult antropologic, adică nu se explică atât de bine fenomenele cât se studiază așa, ok, la sunetele astea reacționează așa, la astea așa și așa cumva mai mult la libera interpretare și a celui care vede, adică nu trebuie să-și pună neapărat să... Fii atent, știi ce e interesant? Știți ce e interesant? Că omul de foarte multă vreme încearcă să găsească modalități de a comunica cu unele animale și de multe ori am sentimentul că s-ar putea uneori să găsească o cheie pentru o propoziție, să zicem. Dar dacă animalul răspunde, omul nu va înțelege. Da. Pentru că nici măcar nu se gândește la lucrul acesta. Se gândește să-i comunice animalului tot felul de lucruri. Dar se poate întâmpla să răspundă, să rezoneze și da, nici da, nu da. Știi măcar, pentru că nu s-a gândit, oamenii nu se gândesc și la așa ceva, e straniu. Dar bănuiesc că la un moment dat o să fie și un dialog între oameni și animale. Din punctul meu de vedere, muzica sau dacă o extindem puțin la conceptul de sunet, sunet așa ca suport, e cred că
sau poate fi cel mai comun limbaj pe care îl putem avea și noi ca oameni, adică dacă tu ești din Africa și eu sunt din România și nu știm niciunul să ne înțelegem într-o altă limbă, dar putem comunica cânta, prin muzică. Cânta să putem și cânta. Sau dansa împreună. Da. Așa este. Deși venim din background-uri culturale diferite. Corect. Deci cumva, na, cum spunea și Sanra, da, e limbajul universal. E limbajul Ai dreptate. Universal și cred că esențial și primar ulterior. Adică e un limbaj pe care cumva ne l-am oferit și noi ca oameni, ca ființe umane, dar ne-a și fost dat așa și ar trebui să-l folosim mai mult. Da. Muzica. Sau măcar să-l folosim câteodată. Da. Tot pe doi continuăm cu programul nostru, prezentarea programului. Vincent Moon și Vincent Moon, cred că e dacă îi prezintă pe Vincent Petit Moon, Planet. Da. Vincent Moon este un documentarist francez care a călătorit destul de mult în ultimii ani și și-a făcut această casă de discuri, Colecțion Petit Planet. Și că vorbeam de colecții, uite cât de utile sunt. El face tot felul de documentare, adică a călătorit prin Africa, în Asia, în Cambodgia, în Indonezia și a filmat, nu știu, tot felul de ritualuri de transă sau muzicieni cântând în niște condiții nu ultra profesionale. Bine, nici filmat cu telefonul, dar așa cumva... Când a fost în Cambodgia? Să-mi spui că în perioada aia cu Pol Pot, cu... În ultimii 5-6 ani. Dacă era un erou, dacă... E oricum un muzical, dar dacă mergea atunci... După care tot Vincent Moon din Franța cu Rabih Beini din Liban. Da. Ce o să se întâmple ora? Prezentarea lui va fi continuată de acest performance audio-video. Practic vom avea pe scenă în spatele scenei un ecran foarte mare. Performance-ul va fi la 18, pardon, 6 după amiaza. Am luat în calcul și factorul ăsta al luminii și ne-am asigurat că putem face față, adică se poate vedea, pentru că va fi un performance audio-video în care Vincent Moon va mixa în direct diferite înregistrări cu ritualuri de transă pe care le-a filmat el de-a lungul anilor. Iar Rabih Beini va ilustra sonic, adică va face un soi de live. Mm-hmm. Al acestei... Foarte tare. Da, și mai practic avem de prezentat e, din program... E un soi de experiență live cinema, cam așa și-au definit-o ei. Ne oprim un pic cu programul nostru și cu discuția noastră. Muzică va fi până la știri, la ora 22 știri aici la București FM pe 98.3. Dacă ați venit mai târziu, nu-i problemă, vă reamintesc eu rapid ce și cum. Gazdă Răzvan Ursuleanu la linia de noapte, invitat Dragoș Rusu. Discutăm despre 3 zile... grupate în jurul unei prime ediții, care cu siguranță va ieși grozav, Outer National Days, 1, 2 și 3 iulie. Ziua la Grădina Uranus, seara și noaptea în Club Control. Muzică, știri și continuăm discuția după aceea. București FM 98.3, linia de noapte, ora cu numărul 2, oameni buni, dragi prieteni. Gazdă Răzvan Ursuleanu, așa pe scurt, de la bun început, invitat Dragoș Rusu, stimabil, încă o dată bine ai venit în emisiune. Tu ești inițiatorul, foarte important de spus, prima ediție și nu e o ediție pilot. Pentru că de regulă, când știi, când e un episod pilot, e totuși așa, oarecum experimental. Interoghezi. Să vezi, exact. Merge, nu merge? Merge, nu merge. Voi Hai să vedem. Corect. V-ați dus de la bun început și asta mie îmi place foarte mult. Niște oameni care știu exact cum se așeze profesional din prima. Și știu exact ce oferă, totul foarte bine structurat, deși la prima ediție se spune că titlul experimental e destul de solid. Bravo! Se numește Outer National Days, 1-3 iulie, Grădina Uranus pe timp de zi și seara și noaptea în Club Control. Control. Aș vrea să nu facem o pauză foarte mare între prima parte a programului prezentată și partea a doua, să continuăm un pic cu trupele care vin. Rămăsesem la niște români, iată, la ora 19, la sâmbătă, pe 2 iulie, Grădina Uranus, Miron, Cotac și Stanciu. Coțac. Da, este un debut. Unde ei n-au mai cântat niciodată în formula asta. E vorba de Diana Miron, Laurențiu Coțac și Daniel Stanciu. Ce cântă? Și ca Minus. Proiectul ăsta este... E o primă întâlnire între nou, ei? Da, se este un proces. Debut. Da. N-au mai cântat niciodată în formula asta. Și e
o muzică un pic experimentală la granița între, adică va avea și influențe, să zicem, dintr-o zonă mai alternational, dar și dintr-o zonă de free jazz, așa. Practic e o muzică mai liberă și am ascultat niște repetiții sau niște improvizații pe care le-au făcut, sună foarte bine, dar nu știu dacă vor merge, fiind muzică improvizată și liberă, nu știu dacă vor merge fix pe zona aia. Deci e cumva un soi de surpriză chiar și pentru noi, da. Și un experiment. Vor dar pune ei... lucrul la punct. Da, din da, da, înainte, ei, ei sunt clar. Foarte pregătiți, adică mm-hmm. fiecare din ei sunt muzicieni foarte buni, fac parte din ansamblul Hyperion, coordonat de Iancu Dumitrescu și soția lui Ana Maria Avram. Au cântat și în, în străinătate, în Berlin, la festivalul CTM în primăvară, adică sunt, sunt niște muzicieni foarte buni și așa, va fi cumva, nu avem emoții, dar suntem așa în da, expectativă da, da. Să vedem ce, ce vor face. Bănuiesc că pentru fiecare moment. Da, 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 da. Pentru doar că de la unii vreți care... să iasă bine toate. Da, ne dorim normal, asta, normal. Îți dai seama. Doar că de la ceilalți, dacă știm măcar cam ce zone muzicale abordează, cam ce cântă, pentru că au mai lansat, au mai înregistrat muzică, în formula aceasta, Diana cu Laurențiu și cu Daniel, ei n-au mai, cântat, n-au mai registrat, da, e o premieră. N-au mai cântat. Da, și... E o premieră la o premieră. Da, da, da. Foarte da. Frumos. E moment românesc, mă uitam, nu doar o oră, pentru că la ora 8:20 seara, Raze de Soare. Da, următorul tot concert din România, este, bineînțeles. Da, este Raze de Soare, este proiectul lui Ion Dumitrescu și Cosima Opârțan, extins și într-o formulă cu un clăpar, e o trupă? Mateo. Chiar așa se cheamă, da, Raze de Soare? Da, da, da. Da. Okay. Ion a fost implicat într-un alt proiect cu mai mulți muzicieni, între care și Andrei Dinescu, Horațiu, se numea Steaua de Mare, poate ăsta e un pic mai cunoscut. Au cântat și la festivaluri și în trecut și la Balcanic, care va fi și anul ăsta da. Tot la Uranus. Și au avut așa mai multe concerte și prin țară și în București, cam acum 3 ani. Iar Raze de Soare este practic, a pornit ca un album de reinterpretare a albumului Albatros, dacă îl știi. Acele trupe chiar dinainte Raze de 89, da, 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 Albatros, Azuro, Albatros, de un da, generic, da, da, generic, da, Valul de Protomanele, mea și... lansat în fix auzi, în 90 dacă... la... Uite, la se folosește protomanele, eu am auzit chestia asta, nu da, știu... Da, e de un fapt, soi de termen așa apărut în ultimii ani. E apărut, dar cred că e puțin forțat, pentru că... Mai curând definiția ar fi lăutărească sau de petrecere da, pentru piesele acelea dinainte de 89 decât protomanele. Protomanele, zic, să zicem că e un fel de început așa. Păi știi, deci, da, știi cum, de fapt aici inversez cauza cu efect. E niște un gen muzical din prezent și adaptez trecutul la el. Da, îl plasezi în trecut. Nu e normal. Deci atunci depinde, pe... toată muzica se plasează. Da, dar nu, da, nu adaptezi, nu e prezentul și îl adaptezi la trecut și nici viceversa. Fiecare moment este aparte și nu cred că erau protomanele. Pur și simplu era muzică, lumea atunci cel puțin spunea muzică lăutărească. Da, sau firește, de petrecere. Firește, muzică da. De petrecere. Da. Inclusiv Prințișorul sau Se da. Mărită Mona, apropo. Mona, nu știi? Nu știi? Deci nu. A, nu, nu, Mona Lichie, regia de emisie. N-am spus, Mona, nu că am spus că se mărită, dar piesa o știi? O știi? Genial. Poți să o fredonezi? Da. Când refrenul după, începe după cu, pauză. Cu, începe cu... Eu, nu, cu aoleu. Asta aoleu. E cea mai... Aoleu. Așa. Bine, fii atent, te întreb apropo de zona de confort. Așa. Ai văzut că tot mergem așa în anii aceia. Ai văzut Lanțul Amintirilor? Am auzit de ea, cred că am văzut filmul. Filmul. Nu, a fost un film, Lanțul Amintirilor. Nu era un serial, nu era o telenovelă? Nu, nu, nu. Filmul de sine stătător. Din ce an? Sau? Lanțul Amintirilor, cred că e anii 60. Mm. Nu știu dacă în 70, nu știu exact. Ai văzut Prietenii mei elefanți? Nu. Astea fiecare... sunt filme românești? Nu, indiene. Indiene, și okay. Fiecare dintre aceste filme, astea era absolut uluitor la vremea respectivă. Aveau coloana sonoră cam ca toate filmele indiene. Coloana sonoră era reprezentată 5, 6, 7, chiar 10 piese. Și oamenii le învățau aproape pe toate și le cântau. Da. Și era mai dificil pentru că pe atunci nu avea internet
să iei de pe internet, știi, cu lyrics și să asculti și să înveți. Nu. Drept care foarte mulți, știu eu, se duceau și vedeau lanțul amintirilor, rupeau sala și scaunul. Da, ca să poți să asculte, să asculte, să asculte. Să înțeleagă. Da, nu, da, și unii își notau ca să poată să cânte afară. Da, uite ce interes. Da, adică, nu, dar asta e, așa s-a întâmplat, într-adevăr. Și făceau săli pline, așa s-a întâmplat. E adevărat că și filme coreene făceau săli pline alea cu bătaie, dar neavând decât absolut, asta... Absolut, cred că e alea cele mai, da, cele mai pline. Biciu Fermecat, da, și Sora 13, erau niște filme... Bine, erau ultra stupide filmele astea, dar ăstea erau. De Sora 13, da. Sora știu, 13, știu, Biciu Fermecat, știi? Din, nu, dar era unul numele sună zero, foarte amuzant. Doar că la spate avea o coadă făcută din păr, dar era coada de vreo 3 metri, împletită, de grea mic. Și aia era arma lui. Da. Un bici... Bici Fermecat. Și cu ea făcea de toate, era să Fermecat sau fermecător? Amândouă, că era bine ales personaj. Așa, deci da, și cert este că ai putea să cădești pe case, să spui despre coloana sonoră a oricărui dintre aceste filme sau Albatros, Bollywood, protomanele, dar nu. Curent. Nu, aia era muzică foarte, indiană. Foarte mare. Lăutărească în de India. Petrecere, corect. Manelele Bollywood-ul. Sunt astăzi. Da. Da, 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 adică chiar și case de discuri precum Finders Keepers, de care am vorbit. Scot mai multe filme decât Hollywood-ul. Da, 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 serios. Da, da. Păi e o industrie uriașă, așa, adică e exces, știi, prea productivă. Știi ce mi se pare mie dă extraordinar? Pe din afară. Da. Unele piese sunt foarte simpatice. Unele, da, mie mi se pare extraordinar că film, numărul de filme este halucinant. Pentru fiecare dintre aceste filme există o coloană sonoră formată din 4, 5, 6, da, 7, da, da. 8 piese. Care se lansează și pe se vinil, lansează, pe da. CD, adică e un număr, album în toată regulă. Este gigantic numărul de piese noi care apar, bine, pe, să spunem așa, unele sunt și relansate, pod. Chestii din 70, 80, sunt mai aduse, sunt, la... sunt readuse, da, remasterizate. Da, sunt, cred că încă se produce. Lanțul amintirilor muse pentru zona de confort, da, clasică. Pentru zona clasică de confort, lanțul amintirilor. Momentul românesc nu se încheie, ne întoarcem la ziua de sâmbătă, dar este împărțit. Hari Tavitian și Okay continuă, Temiz. Da, da, da. Din Turcia, Okay și Hari, bineînțeles, din România. Am mai vorbit, am vorbit despre ei. Se încheie duet. Grădina Uranus, dar nu ziua, cu Burkina Faso. Cu Burkina Faso, Baba spectaculosul Comandant și... Baba Comandant. E un și muzician așa, Band. E vestit ca fiind așa destul de excentric. Baba și Comandant, pe scenă, ce tare, da, sună. Da, da, da. E un practicant al afrobeatului contemporan. Trupa asta, The Mandingo Band, a format-o el acum 2 ani. Anul trecut au scos primul album la casa de discuri Sublime Frequencies. Și... au început să apară turnee prin toată Europa și cu ocazia apropo asta de toată Europa, i-am prins și noi. În România așa ceva nu cred că a mai fost. Nu, n-a mai fost cu siguranță. În Europa și... sunt nu știu, evenimente, festivaluri oarecum similare? Mai există? Da, da, sunt foarte multe. Adică și gândește și trupele astea pe care le-am prins cu foarte mare greutate. Era un turneu așa. Deja era unele. Era un turneu, deci și aveau turneul un deja, nu știu... Spre exemplu, și unele și-au extins turneul ca să vină. Merg și în... cam 3 luni prin Europa și au Bruxelles, Amsterdam, Munich, Berlin, în Elveția, nu știu, Norvegia, cred că și Suedia, că și nordicilor știu că le mai plac așa. Unele trupe africane. Păi, se duc la extrema, că, întotdeauna așa. Fratele meu stă în Oslo și mai călătoresc în Oslo și mai mergem pe la anumite concerte sau așa. Și da, asta e cazul și trupei Baba Comandant, care la fel, spre exemplu, ei vin din Bruxelles și a doua zi or să plece în Amsterdam și la fiecare din locuri cântă în festivaluri, cred că un pic chiar mai mari decât al nostru. Da, da, da. Și adică la, chiar cu mai multe de la ediții. 2-3 mii, da, 2-3 mii de oameni în sus. Așa. Ne mutăm din nou seara în Control Club. Reamintesc că asta se întâmplă sâmbătă pe 2 da, iulie. După 11, după 11 Control Club. Diatic în deschidere Sound e tot un Diatic Sound și System. Seara da, e Bogdan Scoromide, un alt editor al Diatic, care chiar cu care am făcut foarte multe materiale destul de bune pe site-ul nostru, va continua cu Hisham Maiet Hisham Maiet din Statele Unite. Da, da.
El călătorește cu Baba Comandant, cu trupa. Nu este, nu face parte din trupa, adică nu cântă cu ei efectiv. Cum este un soi Baba de manager. El tare. Este și cofondator al casei de discuri Sublime Frequencies. E un expert absolut pe Outernational, adică e o mare onoare pentru noi că l-avem. Practic, el de vreo 17 ani, de la 7 spre 10, deci nu 17, da. 9-10, călătorește tot așa prin toată lumea și înregistrează muzicieni, face filme documentare. Cum au reacționat oamenii ăștia când au aflat că în România există o primă ediție pentru un astfel de festival și că ei sunt invitați? Au fost extrem de încântați toți. Cu Hisham ne știm pentru că el a mai pus muzică în clubul Control anul trecut, în sala mică. El a venit în România tot așa, cu același scop de research, de a căuta muzică tradițională românească sau să încerce să găsească și a găsit ceva. Și a au folosit? Fost niște prieteni, a fost pe lângă Brașov, a fost în sud. A fost foarte, foarte impresionat de cultura de la noi și mai ales cultura asta un pic și împletirea asta între cultura gypsy și românească, pentru că la noi nu prea se definesc așa, se împletesc și mai ales în București, fiind un oraș al contrastelor, poți să vezi tot felul de chestii așa fascinante care se bat cap în cap și da, pentru și, un și american venit din Portland, repede. Cred că el oricum a văzut cam toată Africa de Nord și a făcut multe documentare și n-a... Da, asta e meteahna străinilor, pentru că dacă se grăbesc să definească Bucureștiul, greșesc oricum, da, pentru da, că da, nu da, poate da. Fi definit rapid. Da. Și de fapt definiția e foarte lungă și n-a încheiat-o nimeni până acum și mai încă de definit. La ora 2 noaptea, din nou Rabia Beini, e din Liban. DJ și producător libanez, va avea un DJ set special, va pune muzică siriană combinată cu muzică electronică experimentală, muzică africană și nu știu ce alte ciudățenii mai găsește el în tolba lui de viniluri pe care ar vrea să le pună atunci pe loc. Rabia Beini este în premieră absolută la noi, el are o casă de discuri Morphine Records, se numește, care lansează de câțiva ani o muzică mai avantgardistă, dacă știi compozitoarea Paulino Oliveros, e legendar, cânta la acordeon prin 70 și acum a revenit cumva, a scos un album nou la Morphine Records. Se mai ocupă de niște indonezieni cărora le spune Senyawa și în general e un artist așa cu o minte foarte deschisă și încearcă să acopere Am înțeles. Foarte multe zone După care muzicale. La ora 3 și jumătate, acum nu știu dacă e DJ Sofa sau DJ Sofa. Sofa, că... DJ Sofa, da. Este prietenul Sofa. Nostru Sofa. E care Sofa fost... in the morning, da. Pentru că e târziu. Cristof îl cheamă, e prietenul nostru din Bruxelles. Pe el l-am mai avut invitat în București de-a lungul anilor, cred că ne știm de vreo 6-7 ani aproximativ. Și eu am călătorit, am mers în Bruxelles și el a venit la noi, am făcut așa un schimb cultural destul de intens de-a lungul timpului, am păstrat legătura și cumva a fost absolut firesc să participe și el la ediția aceasta. El va veni, acum este în Indonezia încă, la Sigur, căutat ajunge de muzică. În drumul da, lung. Ajunge. Okay, drum lung. Va veni cu foarte multe discuri indoneziene pe care le va mixa în control. Pentru 3 iulie, sâmbătă, duminică. Nu va fi și în Club Control sau nu e programul? Nu va mai fi că poate luni unii, da, unii merg la muncă Bun. Sau deci se duc în grădina concediu. Uranus să avem așa la ora 16, ar fi bine să fiți mai devreme, dar la ora 16 cel puțin oficial, din nou un documentar ca și în prima zi, Far Off Sound Season, da, sunt SRIA. Da, practic pentru cei care nu au văzut. Să le vadă sâmbătă, le mai difuzăm o dată și duminică. Am găsit un joc de cuvinte foarte tare. Ce întotdeauna m-a plăcut, am spus. King Gong presents Gong of Cambodia and Laos. Da. King Gong. Foarte tare. King Gong este un researcher, Gong. Un documentarist francez. Îl cheamă Laurent Janot, de fapt. Dar el este un francez nomad care a stat foarte mulți ani în Cambodia și China. Și de vreo 2 ani s-a mutat în Europa, stă în Berlin acum
Și el, la fel ca și ceilalți, a făcut foarte mult research pe muzica asta minorităților din Cambodgia și China, adică pe asta s-a concentrat. Și în cadrul festivalului va avea o prezentare pe scenă și va prezenta și niște instrumente, adică pe lângă munca lui o să prezinte și niște instrumente, între care și un gong pe care îl aduce din Berlin, mare, cam de 20 de kilograme. Gongul vom avea de vineri până duminică și publicul va putea interacționa cu el. Va fi pus în cadrul unei mini-instalații în grădina Uranus, iar duminică va vorbi despre el, îl va prezenta. Uite, mă uitam la un lucru apropo de vorbe de minorități. Pentru mine episodul acela Cambodgia a fost un absolut halucinant, una dintre petele mari pe obrazul omenirii. Pol Pot, unul din dictatorii cei mai odioși existenți vreodată, deci a reușit prin metode specifice să omoare vreo 2 milioane de oameni din propria lui țară, încercând să îi ferească de educație, de mâncare, de tot ce și-ar dori un om să aibă. Și când spuneai de minoritate, mă gândeam că mai avea puțin și făcea populația majoritară să devină o minoritate în sine. Așa că bine că a dispărut de pe... Dictatorul ideal, sau nu? Da, în ghilimele, concepția... bineînțeles, exact. El a dus, da, el a definit cel mai... Dictatorul ideal. Da, acest om întunecat. Ok, mergem din nou către ziua de duminică, 3 iulie, ziua cu numărul 3, ora 18. Da, tot în grădina Uranus. The International Condition. Da, ce va fi? Asta este o discuție, un panel discussion. Participă și publicul, dacă dorește, poate. După ce se termină, vor fi 5 vorbitori, respectiv Vincent Moon, Rabia Beaini, Maurice Loca, toți sunt și în program, Buti Carel și, din partea României, Ion Dumitrescu. Discuția va fi moderată de către un jurnalist de la publicația The Wire, Francis Gooding, și se va concentra în jurul... O să încerce să definească sau să vorbească despre condiția international din punctul de vedere al fiecăruia dintre muzicieni, care odată că vine dintr-o zonă geografică specifică, adică nu i-am luat din aceleași orașe sau țări sau aproape continente. Că... Fii atent să întrebi pe tine un lucru, dar pe tine în mod personal. Mulți dintre invitați spuneai despre ei că fac research deplasându-se în multe dintre locurile altele decât unde locuiesc ei. Deplasări în teren, este tu absolut vital. Sau vei face la fel? Eu vreau să fac asta și anul trecut. Am scris un proiect la FCN pe care, nu știu, n-am reușit să-i convingem pe domnii evaluatori. Ai scris titlul cu marker în ăla auriu? Nu, era online, o aplicație online, din păcate. Pune fonturile mai colorate, așa mai. Da, nici nu le puteam schimba, era stric, cred că de asta. N-am reușit să fac ceva cu roșu. Și chiar asta ne propuneam, să călătorim în 5 zone, 5 sate din România, pe care le-am și găsit. Era un proiect făcut cu șamanul mut Bogdan Mihai Simionu. A fost aici în emisiune, acum un an și ceva, a fost Da, și am zis, hai să facem un film documentar. Un artist colecționar. Da. Mai și e foarte tânăr, adică pentru vârsta pe care o are, aș putea zice că cunoștințele lui sunt așa absolut este. Impresionante și depășesc cu mult. Și nu sunt adunate zonele... mecanic, este și o persoană foarte profundă, așa mi se pare, și foarte tânăr. Da. Are 20 ceva 25, de ani. 26. Și am anumut. Adică dacă ar fi mai mulți ca el, așa, poate că n-a... Și... Cumva încercăm să conectăm prin festivalul ăsta. Să gândim românește. Bine că nu sunt mai puțini. Așa, asta e concepția românească. E cumva, cam pesimist așa. Da, este. Sau realistă. Nici nu-mi dau seama dacă noi trăim într-un mediu pesimist sau e doar asta e realitatea. Da, bine, asta e adaptat, dar se poate și mai rău. Pentru că dacă stai și te gândești mereu la comparație cu ce e mai rău, întotdeauna ție se pare că nu cred că e corect așa. Ora 20:30, tot duminică, Paradise Tape Mașina presents Novomatic and Marius Vișinescu. Te rog să traduci ce am spus. Da, Paradise Tape Mașina este... Da, chiar așa se scrie Paradise. Da. Paradise Tape Mașina este proiectul Asociației Paradise, care cred că există de 2-3 ani. Au făcut... Din România, da, bineînțeles. Din România. Au avut niște evenimente până acum prin niște locații din București.
Încercând tot așa să revitalizeze puțin sau nu știu dacă să revitalizeze, să confere un nou sens unei generații care nu știe sau are anumite prejudecăți despre manele, despre muzica de petrecere, despre ce înseamnă și cum te poți raporta la ea în 2016-2015. Au avut un eveniment cu Romeo fantastic în Clubul Eden, care chiar a stârnit așa, a ieșit cu mult din raza de clash pe care ar fi putut să-l stârnească și chiar a făcut așa un soi de isterie și vechiul debate dintre maneliștii pro-contra și a fost cumva ce caută Romeo asta fantastic. Asta cred că e prima oară când aud astfel de asociere, debate între maneliști. Da, dezbatere. Chiar e, da. Eu nu e întridasul la mine, ce nu să știu, zic. Cred că de la prea mult scris comunicat de presă mai scapă englezismul. Da, uite, mie mi se pare că acest termen este nici eu nu trebuie suport, tradus. Nu trebuie tradus, pentru că la noi, ți-i uite că într-o seară a fost la noi la București FM o echipă de debate. De studenți din ultimul an la o facultate și care se înfruntau în competiții de debate cu alții de la, și deja de tradiție, da. Cu argumentație, deci foarte interesant. Și ultimul, ca să încheiem programul da, în mod și oficial. Novomatic e parte relevantă din primul val de așa zisele protomanele, care da. nu-ți place ție cum sună. Nu, le găsesc, e vorba cred de... că e un termen forțat în acum, sensul poate ăsta. Că da, dar să încercăm să zicem că băi, cum să-l pui rapid într-o categorie, știi, că atunci când te duci într-un magazin de viniluri și cauți, ce să cauți, te uiți jazz, trebuie să te uiți după un gen, să zic. Na. Da, nu poate știu, să-i zici muzică de muzică petrecere din anii 90, petrecere. Care suna ca foarte și, diferit ca și Dan Armeanca. Da, ca adică și Dan Armeanca. Adică îmi amintesc dinainte de 90, nu poți să spui protomanele, nu se potrivește. Poți să spui muzică răutărească sau de petrecere mai corect da, decât protomanele. Da. Cred că da, și pentru artistul însuși. Știi cum ar suna asta? Este ca și cum... Oricum, cred că nu trebuie să te pierzi. Nu, sunt genuri diferite. Chiar dacă, să spunem așa, aria e în același continent, dar genurile sunt diferite. Este ca și cum un cântăresc de jazz din epoca modernă ar spune despre jazzul anilor 50 că este un proto-jazz. Matematic e corect. Da. E un proto-jazz, ca și protozoarele, da. World music care e muzică din toată lumea. Da, corect, dar nu e corect. Nu, e jazz clasic, e jazz soul, jazz manouche, jazz modern. Ele sunt separate, unele atemporale, altele specifice unei anumite perioade. Așa că hai să de petrecere. Muzică de petrecere, da. Care încheie Dan Armeanca, da, este un încheie acest spectacol. Un soi de legendă urbană, să-i zicem așa, care a stat în Canada în ultimii 6 ani, s-a întors anul trecut. El, practic, am făcut un interviu cu el recent, l-am publicat în limba română pe Vice România și în engleză pe diatic.net, pe site-ul festivalului. E zi-mă, apropo de seca, o să uiți să te întreb. Desenele acestea pe care le văd aici au motive africane, nu? Desene? Da, uite, mă uitam chiar pe prima pagină. Ah, da, sunt da, da, da. Sunt da, motive africane da. Și un graficiana noastră, Mihaela, a încercat așa să... A încercat, să reprezinte... nu, e și bine dacă a încercat, da, bine, e și bine. Acolo e doar partea de sus a flyer-ului. Dacă a mi-ai fi spus că un artist african, unul tradițional foarte cunoscut, a făcut această lucrare, te-aș fi crezut 100%, da. Pentru că... O să-i transmit, nu știu dacă ne ascultă acum, da, dar da, da, salutări, dar e foarte frumos. Salutări, Mihaela. Da, a încercat așa să acopere mai multe zone geografice cu anumite elemente specifice și stilistice și a ieșit forma finală care e disponibilă pe print, pe internet, în tot felul de publicații. Am vorbit de muzică, despre muzică și în jurul muzicii aproape jumătate de oră, propun să combinăm și cu muzică în sine, da? Să ascultăm sigur, un pic de muzică la București sigur. FM pe 98.3, după care pe finalul orei și a emisiunii, cu permisiunea ascultătorilor noștri, o să reamintim sau să spunem, dacă s-a venit mai punctăm târziu pe frecvență, pe da, lucrurile relevante legate de această primă ediție Alternational Days.
Muzică și vorbim după aceea. Revenim. Revenim. București FM 98,3, linia de noapte, ora cu numărul 2. Am vorbit amândoi aici în studio și am găsit exemplul la plastic, de fapt două. Da. Care cred că sunt argumentul foarte bun pentru a desfința de tot acest cuvânt protomanele. Da, da, da. Eu sunt de acord dacă e cu proto, cu protozoare, spuneam, și cu protostea. E cu totul altceva. La protomanele lucrurile stau în felul următor. Și ai fost de acord cu da, mine. Da, 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 da. Adică deci, argumentarea da. Ta... Exemplu ilustrativ cel mai bun. Dacă am luat-o pe Dumnezeu să o ierte Amy Winehouse, așa. Care cântă, mi-a plăcut foarte mult, și care cântă jazz soul, care e un, să spunem așa, o linie jazz foarte bine structurată, iar putea să spună, ar fi putut să spună, că Miles Davis sau Dizzy Gillespie sau oricare dintre mari, nu știu, Louis Armstrong, să spună că ei au cântat proto-jazz. Pentru că fiecare dintre ei a fost o treaptă a trecutului până în momentul prezent în care eu cânt ce se cântă acum, jazz-ul ei se cățărau. Da, a... și cumva din unghiul ăsta de abordare e și greșită... chestia cu proto, adică îi da. Descurajează și le îi discreditează pe toți muzicienii cântau, care au contribuit. Da, fiecare avea o decadă anumită, momente anumite, pentru că jazzul este o muzică și socială în același timp, asociată și cu stări politice care influențează oamenii care au nevoie de o anumită descărcare. Jazzul s-a ocupat și de asta. La fel și dădeam un exemplu care... Jesus, da, e un univers este. Fascinant și pentru foarte noi complex. Toți, gândindu-ne pe logica aceasta, noi cu toții, și voi, dragi prieteni, și noi doi și toată lumea, suntem niște proto-ciborgi. De ce? Pentru că peste 100 de ani, cu siguranță, oamenii vor avea în interiorul lor foarte multe organe înlocuite, ca să trăiască mai mult, inimi, rinichi, de toate. Acum, noi nu avem atâtea, unii s-au descoperit. Mai avem o tijă, o măsea schimbată, deci suntem... pe una din treptele. Dar crezi că vom sfârși prin a fi cotropiți de roboți? Umanitatea no. într-un final? Nu, no, nu, no, nu. No. Nu cred, sincer. Nu, no. Vom fi cotropiți de... Dacă omul poate fi cotropit doar de propria lui prostie, cred. Întotdeauna este cea mai... E cea mai periculoasă boală. Da, da, da. Și extrem agresivă, ofensivă, invazivă. Deci asta e. Dacă scapă de ea cumva cu medicamentul minune, atunci nu o să mai fim protociburi. Da. Da. Reamintesc, dragi prieteni, încheiem emisiunea și n-aș vrea wow, să... deja se termină. Da, mai avem ceva minute. Trecut repede, da? Da, a trecut cam prea repede, nu știu, deja abia intrasem, așa mă încălzisem. Se pregătesc să începem emisiunea. Da, 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 eram, fiți adică mai avem atâtea de zis. Lucrurile, de fapt, esențiale, 1-3 iulie, asta înseamnă vineri, sâmbătă, duminică, 3 weekendul zile, viitor. Weekendul viitor, Grădina se numește Uranus. Ziua și Club Control seara, dacă puteți la una dintre ele, dacă aveți timp, n-ar fi rău să mergeți să vă bucurați întreaga zi, ba chiar întreg festivalul. Se numește Outer National Days, este la prima ediție. Biletele sunt foarte ieftine, o chestie din asta în Berlin ar costa, cred că, aproximativ 100 de euro biletul. Bine, pe tot trei un zile. Berlin, la noi este costa... doar 15 euro, iar pe zi prețul unui bilet este de 30 de lei. Aveți locuri pentru copii, ai zis. Da, avem și locuri asta pentru copii. Asta e foarte bine, v-ați gândit. Adică tăticii cool, așa tăticii ca tine, și pot să-și aducă puștii. Pentru că dacă ne lasă puști. Da, dacă vă lasă. Cred că și pentru ei e bine să le oferi cât mai multă cultură de la o vârstă fragedă și cât mai autentică. Și în aer liber și muzică. În aer liber și muzică, avem și bucătărie tradițională. Tradițională de a noastră? Tradițională nu, tradițională africană, o bucătărie specifică Outer National. Lucrăm cu Zin niște prieteni bucătari. Ați adus bucătari din Africa sau specializat? Avem o bucătăreasă din Africa. Avem doi prieteni care ei cu asta se ocupă, sunt super tare. Experți, sunt bucătari și ei au o gașcă de încă vreo 3-4 oameni, un grup, deci va fi vreo 6 persoane care ați se vor ocupa de mâncare. Ingrediente de acolo, că unele sunt specifice zonei. Unele ingrediente le aduc niște prieteni din Bruxelles, chiar cu o zi înainte, pentru că știi, în Bruxelles sunt foarte, foarte mulți africani acolo, practic ce nu găsești în Africa e posibil să găsești în Bruxelles. Fii atent, deci tot ce am două ore cât a ținut emisiunea aproape, ce spuneam la început, tu ai confirmat în fiecare minut, de fapt. E prima ediție, ar fi putut să fie una pilot, erau toate scuzele, dacă era, știi, la mic așa, ar fost toate noi scuzele. Noi ne-am asumat-o, mergem până la capăt. V-ați asumat-o cu totul, inclusiv cu bucătăria africană să fie asortată, deci da, bravo. Noi vrem, deci ce aș vrea să zic, și ca să încheiem așa, nu știu, care ar fi îndemnul meu, sau dacă mă întreb ce e cu festivalul ăsta, sau să cum poți să-l promovezi. Să ieșiți din zona de confort un pic. Ieșiți din zona de confort, sau măcar
nu faceți nimic, adică nu vrem nimic de la voi, dar efectiv încercați să fiți deschiși așa la orice e nou și nu uitați că lumea e mult mai mult. Da, și uitați totul despre muzică, tot ce știați până acum despre muzică, pentru că este o muzică ce nu s-a mai cântat la noi, trupele toate sunt în premieră absolută, unele combinații de muzicieni sunt la fel în premieră absolută, avem și foarte multe, adică toate instalațiile și prezentările care vor fi pe timpul zilei sunt cumva ca să definească mai concret acest concept Outer National, care pare așa un pic desprins din... un univers mai ciudat. Fii atent, o întrebare de final, recunosc clasică, cu scuze de rigoare, sper să fiu iertat de către ascultători, pentru că mereu vin cu întrebarea, dar răspunsul este diferit. Întrebarea de final. Da, nu, că nu-i grea, dar e pe care, încă o dată, pe care de consecință. E prima ediție, nici n-a început, mai sunt câteva zile, te gândești la a doua deja? Da, adică eu pe 5 aprilie, pe 5 iulie, pentru că pe 4 o să dorm probabil 80 de ore, 40 de ore. Pe 5, 4 pe 6. Iulie tu dormi? Păi da, de ziua Americii așa ziua voi sărbători. Voi sărbători finalul festivalului, după ce terminăm de dus toți artiștii la aeroport, că mulți din ei rămân până pe 4. Uite, îți recomand un film, să vezi filmul lui, pe 4 iulie, lui, ca să nu ești din casă, lui Oliver Stone, născut pe 4 iulie. Ok. Da, cu Tom Cruise, chiar un film, da. Așa că e... Dacă nu, asta o să fac. E chiar un film de văzut așa într-o zi în care reîncarci bateriile. Pentru că orice îi spune, tu sunt convins că o să ai nevoie de măcar o zi în care să te... asta zic. Iar de pe 5 iulie eu pot deja, adică am deja o groază de trupe și proiecte cu care să completez a doua ediție. Asta zic, că zona asta care fiind, am eu Outer National, fiind atât de largă mai mare și... decât 3 zile. Da, da. Poate... Nu știu... 4. Pe parcurs, adică experiența promovării acestui festival de o lună, care a apărut așa cumva destul de pe scurt și o lună nu e un timp suficient de a promova un festival, cel puțin la nivelul ăsta. Și a trebuit să facem eforturi supraomenești și să dăm din coade și să legăm parteneriate și din coate, nu din coade. Da, da, da. Și am avut surpriza foarte plăcută că mulți... Nu, că nu mulți... e rău spus, pentru că sunt convins și din că coadă și din coate, da, că da, da, pentru te mulezi. Fi... Da. Mulți s-au băgat pe parcurs să ne ajute, orice adică ne s-au alăturat. Cineva, e și... Știi, asta e, adică cumva oameni de care, cu care nu eram prieteni sau tocmai cu care nu aveam nicio legătură. Se dă instituții. Și din coadă un pic când inviți pe cineva pentru prima și zic, România. Uite pentru ce că proiect fain, nu știu cine sunteți, dar am auzit de voi. Îmi place, vorbi unul peste altul, fiecare în colegia lui, asta e important. Dar pe parcurs... Hai să zi tu cu atitudinea care nu, contează. Nu, asta spuneam, că deși n-ai spus greșit, era ridicat la fileu. Da, n-ai observat. Într-adevăr, când inviți pe cineva, dai și din coadă, dar nu în sensul de umilință, ci pur și simplu atitudinea trebuie să fie una de gazdă bună, da, care face tot ce se poate pentru ca numai publicul, dar și invitații să se simtă foarte bine. Să fie așa o experiență unică pentru toată lumea. Noi asta ne dorim, asta vreau să concluzionez, că vrem ca prima ediție și sunt sigur că următoarele, dacă prima iese cel puțin bine, următoarele vor să fie mai bine, mult mai bune. Vrem ca odată ce ai intrat în grădina Uranus să fie așa o experiență unică și să fii, wow, ce se întâmplă aici? E ceva la care nu am mai participat. Și nu credeam că există. Asta, na, orice există. Da, nu, mulți o să spun așa, asta absolut convins. Ce frumos e, nu credeam că există. Da. Mii de mulțumiri, Dragoș. Final mulțumesc de, și eu foarte mult. Final a de fost emisiune. Foarte frumos și, nu știu, cam prea repede așa. Da, să știi că asta de fapt cea mai bună definiție. Dacă a trecut repede, înseamnă că au fost momente frumoase. Momentele frumoase este singurul lor defect. Scurtează timpul. Trec repede. Da, oricum percepția asupra timpului e relativă. Da, zice Schumann. Sau, și noi cu el. O minunată seară îți doresc și mulțumim împreună ascultătorilor. Seară minunată și vouă. La revedere. Și mulțumesc de invitație. Cu mare drag. La revedere. Seară pa, bună, pa. Noapte bună. Ciao, ciao. București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.